murit-o cam în 10 decembrie. Și copilul nu e chiar sănătos la cap. Băiat de 30 de ani, 30 și poate. Și nu anunța pe nimeni, l-a băgat într-un frigider vechi și l-a lăsat acolo până are ceva rudenie pe aici prin sat, până nu s-au interesat de el. Și când s-au interesat, o vin poliția și l-au găsit în frigider. Dar dumneavoastră l-ați mai văzut? Foarte rar ieșa, că n-avea picioare omul. Deci era un scaun de aia cu rătile. Locuiau împreună? Locuiau împreună, da. Mai el și bea și nu era normal. Nu știu cum de lor lăsa pe mâna lui să-l îngrijească, deci nu mai aveau pe nimeni. Că aveam un frate care a murit acum 20 de ani în accident și pe urmă maică s-a aruncat sub tren. Dar pe băiat l-ați văzut? Pe băiat l-am văzut, sigur că da. Când l-ați văzut ultima dată? Poate în altă ieri. Și nu vi s-a părut? Eu nu l-am întrebat, că nu prea vorbea el cu nimeni. Și când vedea pe cineva pe stradă, cam ocolea oamenii. Nu era chiar, nici chiar nebun de legat, dar nici chiar normal nu era. Dar ce părere aveți de ce a făcut? Părerea eu am că nu era sănătos, mintea și mai bea. No, și un om care bea nu judecă și ceva mental are. Ce să zicem, no? Ceva tragic și urât, da? Asta e. Noi ne-am așteptat, de fapt, că se va întâmpla așa ceva. Că știi. Dar a venit și l-a găsit mort, sau? L-a găsit mort, dar după 10 decembrie e mort, cum povesteau. Deci, vă dați seama, de o lună de zile. Și el l-a băgat într-un frigider vechi și nu a anunțat pe nimeni. În seara de anul nou am ieșit afară cu familia, cu neamuri, cu ce am fost așa și am sărbătorit, fiind ora 12, am sărbătorit afară și a venit și dânsul băiatul. Nu. Dar nu, să dea un pahar cu noi, să ne zică la mulți ani, să zică anul fericit. De fapt, știam eu că era așa mai retras, nu lăsa pe nimeni în curte, nu nimica, dar nu mi-am dat eu cu seama că tatăl s-o... Băi, în fine l-am întrebat, că nu, taică tot ce face și mă treaba lui acolo. De el era mort. Asta-i. De unde să fi știut noi? Nu, le-am întrebat, nu, că nu. Dacă el a venit aici la noi în stradă, nu, am dat mâna cu el, m-am închinat un pahar, el era cu sticla de beare de 2 litri jumate sub soare. Dar cum s-a aflat că nu a murit? Nu știm. Cum s-a aflat, cum nu știm. Atât a fost că nu. De anul nou atât. Dacă nu-i lăsa pe oameni, poștașul era cel care mai intra la da, ei? Da, poștașul era care îl striga la poartă să vie să-i dea pensia. În rest, nu lăsa pe nimeni în curte. Era un băiat foarte retras. Și acum a venit poștașul la ei? După cât am auzit, da. A fost poștașul la ei, a strigat, nu a venit, s-a dus mai departe, are ceva neam mai departe, s-a dus pe la el și a zis, hai, vedeți că nu iasă nimeni la poartă. Și posibil, că așa s-a aflat. Și când au venit? Când au venit, l-au găsit, nu știu, prin frigider, cu o pătură pe el, coperit, era, Doamne ferește. Băiatul a zis că e în regulă de anul nou. Da, de anul nou a zis că e totul bine, nu, totul bine. Când l-am întrebat anul nou, nu. Ce faci, tatăl? Acasă, totul bine. Nu a zis nimic, că ar fi probleme.